zile noua generație seria 4. Ceea ce înseamnă că actuala generație, prima de altfel, își va lua la revedere de la clienți pe la finalul anului. Și dacă tot am prins una pe mână și tot e vară, am zis măcar să fie decapotabilă. Și acum, hai cu intro-ul. Șase ani, cam atât a stat seria 4 pe piață. Era făcut pe platforma lui F30, seria 3 F30, care a fost înlocuită după vreo 7 ani. Seria 4 apărând mai târziu, a fost înlocuită puțin mai devreme. Avem un exemplar pre-facelift cu pachet M-Sport și repede, ca să lămurim 2-3 chestii, grila a fost schimbată. Grila asta cu două, cu sloturi duble, este grila de M, dar nu scrie M4, că aici e M4. La modelele și astea tot, oglinzile tot de M4 sunt. Odată cu seria 4 și cu seria 3 F30, toate modelele acestea de clasă medie au tins către confort. Stai un puțin să sting, să opresc contactul mașinii, că se aude ceva. Au tins către confort, o mașină mai mare, mai grea și mult mai luxoasă. Pachetul M-Sport l-am văzut, avem bara față, avem aceste sigle M pe o parte. Țineți minte, M pe lateral, două sigle, e pachet M-Sport. Dacă are 3, adică și în spate unde scrie numărul M340 și M340D, sunt modelele M-Performance. Mai verificăm sunetul, că mă roagă Cosmin să verific sunetul. Și M-urile adevărate au 4 sigle M. Apropo, hai să arătăm o chestie. Câte decapotabile ați văzut voi cu cârlig de remorcare electric? Și da, se duce un pic cam greu. Dar n-am văzut dotarea asta pe multe seria 3-uri, dar aminte pe seria 4-uri. Hai că e ceva. Seria 4 a avut 3 tipuri de caroserii. Coupe, seria 4 coupe, seria 4 cabrio, convertible, cum vreți să-i spuneți, pe care o avem aici, și seria 4 grand coupe. F32 coupe-ul, F33 decapotabilă, F36 grand coupe-ul. Una e făcută la München, asta e făcută la Regensburg și grand coupe e făcut la Dingolfing. Fiecare caroserie era făcută în altă parte, nu erau toate făcute în aceeași fabrică. Apropo, hai să arătăm și cum e plafonul când e mașina decapotată. Evident, portbagajul este mult restricționat. Are 370 de litri când e acoperișul sus și are, cred că are 100 când e capotat. Se vede aici plafonul din 3 bucăți. Luneta odată, aici este o placă și aici este încă una. Și are acest capac de plastic. De exemplu, dacă vrei să ai bagaje mari, acest capac se ridică când mașina e capotată. Nu poți decapota mașina dacă acest căpăcel de plastic nu este pus în poziția asta a lui de aici. Nu avem roată de rezervă, se știe. Și nu avem nici portbagaj electric, dar avem soft close. Pentru că este foarte greu și decât să dai cu el și să strici ceva, de preferat așa. Ce mai are mașina asta? Jantele M-Sport vin cu pachetul M-Sport, sistemul de frânare M-Sport îl plătești în plus. Poți să ai model M-Sport fără sistem de frânare M-Sport. E mai scump și după aia, dacă vrei să schimbi discurile și plăcuțele, costurile sunt un picuț mai mari. Mașina are anvelope Continental Sport Contact care nu sunt run flat. Dacă face proprietarul o pană, ghinion. Și avem o variantă destul de dotată. Dacă configurezi un seria 4 actual, în configurația mașinii de față,
ajuns să dai pe undeva pe la 90.000 de euro. Am văzut seria 3 de pe canal pe care l-am filmat eu, G20, cum ajungea un 320 simplu să coste peste 70.000 de euro. Asta e și mai scumpă și cu mecanismul complicat de decapotare și dotată bine de tot, poți să ajungi la 90.000 de euro. Și acum hai să vorbim și despre motor. Știu că toți vreți o benzinară puternică să fie, să așa. Ei, problema este că avem un 420D sau nu e nicio problemă, pentru că ăsta e un motor apreciat de multă lume. În 2003, când a pus BMW primul diesel pe o decapotabilă, pe E46 facelift, 320CD și 330CD, zicea lumea, cine și-a decapotabilă diesel? De uite că și-a luat mulți. După aia pe E92 au pus, pe E93, pe seria 4. Hai să deschidem capota o țără. Avem sistem clasic de deschiderea capotei. Tragi de două ori de mâner, ca să nu cumva să tragi din greșeală odată. Interesant și motorul, chiar dacă toată lumea știe care e. Da. M-a prins. A, da, trebuie să trag direct, nu are mecanism. Fiind model 2014, când 2015 s-a pus B47 cu distribuția în față, avem celebrul N47 cu 140 de cai putere, 380 Nm. De ce este o raritate acest motor în sine? Este pentru că este o versiune Euro 6. S-au vândut foarte puțin, cam un an, aceste N47-uri în Euro 6. Da, distribuția în spate, da, trebuie să o schimbi la un anumit număr de kilometri, încă au avut probleme, chiar dacă auzi că au mai reparat din ele, se schimbă distribuții în draci și au făcut unii vile. Bine că s-a inventat BMW-ul cu distribuția în spate, că mi-am făcut și o vilă, știi? Așa zic mecanicii. 3.000 și ceva, e vreo 3.500 de lei un schimb de distribuție la un serviciu autorizat BMW care să-ți treacă și în istoricul oficial această reparație. Se știe, o grămadă de BMW-uri au aceste bări de rigidizare, decapotabilele în special, pentru că au nevoie de rigidizare, pierzând plafonul în sine, pierzi o mare parte din rigiditatea structurală. Dar ca la orice BMW, cu motor longitudinal și tracțiune spate, că asta e o tracțiune spate, motorul, dacă puteți să vedeți, este fix, se termină fix pe punte, ceea ce îi dă raportul de mase 50-50 și o dinamică și o stabilitate mai deosebită. Așa, deosebită, că mai deosebită e pleonasm. Nu are grad de comparație. Ce să mai zicem la motor? Fiind un diesel, are antifonare, să știți o chestie. Am întâlnit un caz la un seria 3. Cineva avea un 320D, îl lovise și îl reparase cu o capotă de benzină. Benzinele au o antifonare, au protecție termică pe capotă aici, în dreptul turbinei. Și așa îți dai seama dacă este benzină sau diesel. Există și versiune cu 3 litri și 3 litri diesel și 3 litri benzină. M4 tot 3000 biturbo are, S55. Și am o rugăminte pentru cine se uită. Dacă aveți un seria 4 Grand Coupe, că numai pe caroseria s-a pus, un seria 4 Grand Coupe 418i cu motor în 3 cilindri și 136 de cai putere, vă rugăm, aduceți-ne să-l filmăm, că e foarte, foarte rară și chiar vreau să merg cu una, cu un seria 4 în 3 pistoane. La exterior ce să mai spunem? Am prezentat exteriorul, am zis de motor, hai și la interior. Hai să arătăm mecanismul de deschidere. Ca la orice decapotabilă, când deschizi, imediat coboară geamul. Când îl închizi, coboară mai încet, că nu e graba. Bun, am arătat asta. Avem model M-Sport. Am zis chestia asta. M-Sport cheia este albastră. Acest ornament este albastru. La Sportline este roșu, la Luxury Line este cheia, nu la Luxury, la Modern Line este cheia bej și la Luxury Line sunt, la fiecare echipare are cât un specific. M-Sportul este o versiune, să zicem, Sportline un pic mai dotată, pentru că avem ceasurile cu acel cadran roșu pe mijloc. Celelalte modele nu au așa. După cum vedeți, este mega dotată mașina. Avem volan M-Sport, nu e volan M, știți cu toții diferența,
cusăturile trebuie să fie în trei culori și trebuie să aibă un decupaj aici. Practic ai, stai să mă dau mai în față, avem și scaune electrice cu memorie și nu la multe modele avem acest bord din spumă poliuretană roșu. E o echipare deosebită. Mașina pare cât de cât întreținută, 130.000 de kilometri. Aici este zona unde scaunele se tocesc cel mai mult. Scaunele sunt scaunele sport, nu sunt scaunele standard. Avem cutia sport cu padele. Cutia standard vine fără padele, cutia sport vine cu padele. Sunt mulți proprietari care fie își pun manetă de cutie sport și rămân fără padele, sau își pun manetă de cutie sport și spun și padele, că se poate programa, nu e ceva deosebit de greu. Așa, vreau să arăt să vă arăt celebra șmecherie la BMW, o treci în drive, o treci pe sport și după aceea dacă ai mers cu ea pe sport și vrei să o treci în parc, nu mai trebuie să mai faci așa și o treci în parc, pui direct în parc și schimbătorul revine singur la loc. Mașina are 130.000 de kilometri, am mai zis asta, 130.000 de kilometri. Avem sistemul de navigație profesional, cel mare. Există trei variante. Ori n-ai navigație și ai ecran mic, ori ai navigație și ai ecran mic, dar rama este dreaptă, adică ecranul este drept, nu are acea diferență de nivel între ecran și ramă și avem navigația profesională. Și se vede că de la E90-uri încoace pe F-uri, după un anumit timp încep să scârție anumite plastice. La uși nu e, dar am văzut și la uși care să scârție. În general, construcția e bună și materialele sunt foarte bune. Are și sistemul audio Harman Kardon care se aude foarte bine și are aceste aeratoare pentru gât. La Mercedes le zice Air Scarf, la BMW nu știu cum le zice. Pauză un pic să verific sunetul și până verific eu sunetul, voi dați like dacă vă place până acum acest conținut. Eu am crezut că acest sistem la început este o găselniță, să mergi decapotat pe vreme rece cu o decapotabilă și să-ți bată vânt în spate, parcă nu te încălzește, dar am încercat acest sistem prima dată pe un SLK, pe un R171 și chiar face minuni, chiar m-am simțit bine, era o vreme destul de rece și m-am putut plimba decapotat și îmi venea aer cald aici, era foarte... Am prezentat atâtea modele BMW din seria asta, am prezentat seria 3, am prezentat seria 3 GT. Nu prea mai are secrete mașina asta. Nu are anumite detalii care să fie neapărat deosebite, să fie cum are Dag de Muro Quirks and Features. E o mașină destul de ergonomică, bine pusă la punct. Începând cu 2014 și seria 3 și seria 4. Seria 4 a venit din standard cu acest sistem de... Asta e un touchpad și poți să scrii adresa pe navigație. Până atunci, ați văzut, sunt unele cu rotițe mai mici care nu au acest touchpad. În funcție de anul navigației și cât de nou e mașina, poți să codezi Apple CarPlay pe acest sistem de navigație profesional iDrive. Probabil că pot și pe asta. Cred că am văzut pe cineva care a pus... Nu garantez că se poate pe asta, dar să zicem că s-ar putea. Și este Apple CarPlay non-wireless. Nu e cu touchscreen, e tot pe cablu, dar nu este wireless. Și îl controlez tot din rotiță. Majoritatea sistemelor cu Apple CarPlay și Android Auto sunt wireless. Și acum și pe BMW-urile noi toate au și touchscreen și rotiță și comenzi vocale, adică poți să controlezi. E unul de cele mai ușor sisteme de învățat. Ce să mai zic? Da, și seria 4, apropo de asta, seria 4 modelul nou este primul model cu Android Auto. Celelalte, toate BMW-urile cu sistemul de infotainment BMW Operating System 7.0 vor primi un update de soft over the air, wireless, prin care poți să scodezi Android Auto dacă nu îl ai. Toate modelele făcute din martie 2020. Ce să mai arătăm pe aici? Hai un pic și în spate, dacă tot... Hai să spunem ce mai are mașina. Are pilot automat adaptiv cu menținerea distanței, cu frânare automată, sistem de menținere a benzii, climatizare automată pe două zone. Care, asta e locul unde producătorii premium încep acum să mai facă niște cost cutting pe la materialele interioare. Volanul știți deja, noroc,
Asta l-a notat cameramanul. Volanul mie mi se pare greu și am mai spus-o și o mai spun. De preferat să mergeți, să puneți mâna pe el când sunteți spălați pe mâini, pentru că volanul ăsta absorbe grăsime ca niciun altul. O să vedem vizibilitatea cum este la partea de condus. Stai puțin să verific sunetul, că s-a auzit ceva nasol. Merge. O chestie pe care am observat-o la seria 4 și la alte câteva modele care au acest sistem de rabatare a scaunului. Se vede? Dacă îl deschizi așa, îți prinzi, observați cum scaunul se lasă ca să aibă loc să nu dea titira în montant. Îți prinzi mâna aici și eu mi-am prins-o. Este un design flaw din ăsta care putea fi evitat cumva. Ia să vedem. Poziția la volan este cea a proprietarului, nu este a mea, care este destul de înalt. Eu mereu am avut loc în spate la seria 4, am tot mers și cu cupeuri și cu decapotabile. În spate, dacă ai o persoană înaltă, nu ai nicio pretenție de spațiu la cupe. La decapotabilă ai cerul în fața ta, nicio problemă. Nu ai 5 locuri la seria 4, ai doar 4. Și ai și două suporturi de pahare aici, dar solide. Adică nu sunt din alea flimsy așa, știi, să fie, să zici că îți cade băutura, nu. Au susținere bună și au și niște petale din cauciuc, tot așa pentru susținere. O priză de 12V în spate, aerisire, în spate mașina nu are climatizare pe 3 zone, are doar pe 2 zone. Stai să vedem dacă putem să vedem, să arătăm așa. Da, bancheta se deschide cu toată. Și ai aici acces în spate la deflectorul de vânt. Deflector de vânt care se poate monta ca turbulențele să fie mici atunci când mergi la viteze mari. Și mai ales pentru cei din spate. Tetierele par a fi fixe și mai e o chestie. Probabil că am luat bancheta de la seria 4 cupe. N-am înțeles. Ok, ai cotieră, spui mâna. Dar de ce am mai făcut această deschizătură către în spate? Adică dacă dai deflectorul de vânt, pare că ai loc să intri în portbagaj și că mașina e capotată, ai loc și poți să intri în spate. Uite o chestie. Altă chestie. Ne-am plâns noi la mașinile mai scumpe că sunt șuruburi expuse. Uite că și la seria 4 sunt șuruburi expuse. Una pe fiecare parte. Boxele sistemului Harman Kardon. Și cam asta e. Loc e, eu am loc peste tot. Hai să o capotăm la loc, dar trebuie contactul pus. Și n-ajung. Așa, mașina se capotează, nu mai pot o dată. Mașina se capotează și cu ușile deschise. Da, să vedem dacă avem loc. Am mai spus, plafonul este realizat din 3 bucăți. Este negru. Și durează 27 de secunde. Moda decapotabilor cu acoperiș metalic s-a cam dus din două motive. Se cam întunecă pe aici. Din două motive. 1. Nu arată așa de bine. Seria 4 Cabrio și-a pierdut un pic din linia aia frumoasă oarecum de fastback pe care o avea seria 4 Coupe și seria 4 Grand Coupe, că și ăla e destul de frumușel. Și nu arată la fel de bine, arată greoi, arată un pic cocoșate. Alt motiv este masa pe care o presupune un asemenea sistem. Mașina asta are în configurația asta 2 litri diesel, cutia sport, nu știu cum, are 1760 de kg la gol. Ceea ce e foarte mult. Un seria 4 coupe are 150 de kg în minim, în mai puțin, cam așa. Al doilea motiv, da, și masa asta ce face? Masa asta crește consumul. Crescând consumul, cresc emisiile. Și știm cu toții că acum emisiile de CO2 sunt controlate, adică trebuie să ai o medie pe flotă de mașini vândute. Acesta este și motivul pentru care Suzuki va scoate de pe piața europeană Jimny. Pentru că Jimny are emisii de CO2 foarte mari, consumă foarte mult pentru motorașul ăla pe care îl are și crește media producătorului. Și asta e același motiv. Nu știu dacă seria 4
Cabrio, următoarea generație, va fi tot metalic, dar la Z4 s-a renunțat, Mercedes a renunțat la SLK și toate decapotabilele de la producători mainstream, cum erau Renault Megane CC, 307 CC, Opel Astra Twintop, Ford Focus CRC, Mitsubishi Colt CC, etc., acelea nu se mai fabrică. Erau și urâțele, dar erau și, și grele și consumau foarte mult. Hai să ies de aici, să nu prim mâna. Am spus, materiale foarte bune, construcția foarte bună. Și mai e o chestie. Dacă nu ai loc să intri cum nu am eu, poți regla electric scaunul. Adică ai putea să te apleci. Știi? Ai putea foarte simplu să te apleci, să-l miști. Dar nu, trebuie să ai un buton și aici. De exemplu, nu vrei să vezi o domnișoară care se apleacă să-ți ridice ție scaunul ca să ai tu loc să intri. Și are acest butonaș. Și spre deosebire de seria 4 coupe, unde centurile de siguranță sunt prinse aici în spate și îți vin la tine printr-un mecanism electric, la seria 4 cabrio le-au montat de scaune. Tot ca partea pachetului M-Sport avem pragurile acestea M și mașina, după cum o să vedem la partea de test drive, are și suspensia adaptivă M. Amortizoare adaptive controlate electronic, numite M. Puteai să-ți iei suspensie standard pe ea, suspensie M-Sport mai dură și suspensie adaptivă M-Sport. Și cu asta am încheiat. Apropo, mai avem și head-up display, deci mașina asta chiar este una dintre cele mai dotate seria 4 pe care le-am văzut vreodată. Seamănă cu 425 pe care l-a prezentat Mihai pe canal, dar este puțin diferit așa. Cam asta a fost partea de prezentare. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți ceva voi de completat, ce am uitat eu, ce am ratat, ce așa, comentați până mă duc eu să dau o tură. Mic update la clip. Băiatul care ne-a adus mașina ne-a rugat frumos să spunem că este de vânzare și că veți găsi anunțul în descriere. Și acum ai la autură cu ea. Gata, BMW seria 4 Convertible 420D. Am mai multe întrebări la care vreau să răspund. Cum e dieselul pe decapotabilă? Ai nevoie de mai multă putere? Stai să dăm. Ah, cu start stop-ul. Eu îl dezactivez mereu, nu-mi place niciodată. Celebrul M47 cu ronțăitul lui. Pe confort, cutia schimbă până în 2000 de ture și când e motorul subturat, parcă simți un pic de vibrație așa de la motor. Am 1200 de ture acum. Păi scuză-mă, dar e foarte, foarte puțin. Chiar și așa, banul e fix ca la 320 de. Răspunsul la pedală pe confort e de cruzăreală, așa, e un pic cam amorțit. Nu prea ai cine știe ce senzație. Deci nu cred că ai vrea. Asta e mașină de plimbare. E o mașină care se simte un pic mai grea și un pic mai bărcuță decât un seria 3, un seria 4 coupe, un seria 4 Grand Coupe. Dar senzația de a merge cu o decapotabilă la viteză mică, pe confort, ascultând niște muzică, este parcă neprețuită să ai atâta cer deasupra capului. Poziția la volan îmi place. Scaunele sunt ok în sensul că te susțin bine. Sunt destul de confortabile, deși sunt ăștia sport, sunt un pic rigide, sunt nemțești. Dar parcă la drum lung m-aș simți mai bine în ăștia, în acestea, decât în cele standard. E ciudat pentru că nu cunosc drumul pe aici, mi-e greu să mă orientez. De asta poate mă mai bâlbui puțin. Volanul, știți povestea, n-are feedback, direcție electrică, prima generație de direcție electrică de la BMW.
și nu e nici la fel de directă pe cum la alte modele. Parcă au gândit-o puțin să fie mai moale. Asta pe confort. Că dacă o trecem pe... Trecem cutia pe sport, trecem mașina pe sport. Chiar Sport Plus. Începem să ne distrăm un pic cu ea. Motorul ăsta îți oferă suficiente resurse de putere. Totuși 184 de cai putere. Părinții tăștii mergeau cu Dacia cu 50 de cai putere și nu se plângeau. Dacă o ții în plaja de cuplu, motorul răspunde mai bine. Cutia asta automată cu ZDF cu 8 trepte, am lăudat-o de mi s-a acrit. Este, cred că, cea mai bună cutie automată cu convertizor. Și o găsiți pe BMW-uri, pe Volkswagen-uri, pe Audi-uri, pe Alfa Romeo-uri, pe Jaguar-uri, pe Land Rover-uri, Range Rover-uri și toate. Mini Cooper, John Cooper Works. Mini Cooper S, John Cooper Works. Nici nu-mi vine să merg tare cu mașina asta, deși trebuie un pic. Avem o linie de tren abandonată. Și pe cutia sport, la urcare, ai un feedback. Bine, dacă ești încă cu pedala pe accelerație, ai un feedback mecanic, că schimbi treapta. La cutia normală am observat că e un pic mai lină. Singurul motiv pentru care aș lua cutia sport e că vine cu padele. Dar dacă vrei să o schimbi pe manual, e exact cum ar trebui. În față pentru retrogradare și în spate pentru urcare în treaptă. Dar tot cu padelele mă descurc mai bine. Am zis, volanul e gros, padelele sunt mici. Mergeau niște padele un pic mai mari. Mașina, într-adevăr, nu este una sportivă și se simte grea, se simte masa mașinii. Pe sport volanul se întărește, dar feedback-ul tot amorțit rămâne. Și parcă nu este în concordanță tăria direcției cu senzațiile pe care ți le oferă mașina, adică mai deloc. Dar mașina se duce bine și până la un punct se simte că e tracțiune spate, adică mergi un pic, accelerezi, simți cum împinge spatele, simți cum fața este ușoară față de alte modele, simți că nu prea se chinuie la schimbare de direcție. Ce simți tu după aia este ruliul mașinii și masa mașinii pe care o simți când iei viraj. Vine toată masa aia după tine, toată greutatea aia după tine. Da, e o mașină de plăcută la condus, n-am ce zice. Poți să o folosești și ca daily driver, poți să o treci pe Eco Pro on drive și ți-o ține la 1000 jumate de ture, motorul nu se mai aude așa de ronțuros. Dodge Challenger, tare. Ei, pe Eco Pro, la 1200 de ture, când vrei să apeși pedala de accelerație ușor ca să crești un pic în viteză, nu se întâmplă nimic, ai rezistența aia în pedală. Și ai senzația de motor subturat. Avantajul este că mai câștigi 2-3 km în plus la un drum. Dar, într-adevăr, mașina e făcută pentru confort. Eu am pus și deflectorul de vânt, GLE63 coupe. Eu am pus și deflectorul de vânt ca să nu am turbulențe foarte mari. Și nu am, am mers la viteze de până la 100 de km pe oră și nu am simțit turbulențe prea mari. Adică poți să mergi lejer, hai să zicem, cu 110 pe autostradă, dacă vrei să... Sau în afară să mergi cu 110 de km pe oră și să poți să mai ai o conversație în mașină. Ce-i drept să ridici un pic vocea, dar nu le poți avea pe toate. O decapotabilă este o mașină de compromis până la urmă.
Uite, direcția se simte mai bine pe Eco Pro și pe confort decât pe sport. Și mi-ar plăcea, o să trec pe confort, nu pe Eco Pro. Pe confort cu cutia, pe sport, pe manual, acolo se simte mașina cel mai bine. Direcția e moale, nu mai are acea tărie. Da, spuneam că decapotabilele sunt mașini de compromis. Dacă ai acoperiș textil, pierzi pierzi senzația aia de mașină cu plafon metalic și stai să întoarcem aceea. Pierzi senzația de mașină cu plafon metalic, pierzi siguranța aia oarecum. Diametrul de bracaj foarte bun. Și dacă ai mașină cu plafon metalic, atunci când rabatezi plafonul, pierzi foarte mult din portbagaj. Pe confort, cutia schimbă foarte lin. Dacă o trec pe sport, în confort, cutia în sport cu mașina în confort, ai acel feedback mecanic. Dar da, dacă vrei să te distrezi un pic pe viraje, nu ai feedback-ul ăla. Mașina stă pe șosea, are anvelope Continental, Conti Sport Contact, amortizoarele adaptive. Să trecem pe sport ca să dăm și suspensia pe sport. Dar masa mașinii și direcția asta un pic artificială îți mai ia un pic din plăcere, să zicem. În ceea ce privește motorul, da, e zgomotos, dar măcar consumă puțin. Schimb distribuția când o fi, dar chestia asta cu puterea, am nevoie de putere, am nevoie de putere. Eu nu simt nevoia de mai multă putere. Și nu sunt neapărat omul care să se bucure la putere mare. Pe mine mă interesează mai mult răspuns la pedală, modularitatea pedalei de accelerație, să fie ca un potențiometru constant, adică să nu fie dai puțin, mașina se duce și după aia restul cursei să nu se mai întâmple nimic. Pe retrogradările manuale se aude ronțăitul ăsta de diesel, pe care nu l-ai auzi dacă ai ține-o pe confort. Nu e o mașină sport, e o decapotabilă de lux, de clasă medie, suficient de confortabilă. Bine, și am prins și un drum bun, de ce să mint. Dar și suspensia asta adaptivă își face treaba binișor. Hai, dați-ne un like. Dați-ne un subscribe, vă rugăm frumos. Comentați-ne cu ce vreți voi. Spuneți-mi dacă am mai ratat eu ceva, să zic, la mașina asta. Și susțineți-ne în continuare. Vă mulțumesc pentru atenție!